Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a scris pe propria sa pagină de Facebook că a discutat cu reprezentanții asociațiilor orașelor, comunelor și municipiilor din România despre două proiecte foarte importante în această perioadă. După cum am anunțat în scurt timp, vom prezenta proiectul de lege privind măsurile de protecție socială destinate consumatorilor vulnerabili, proiect aflat în transparență publică și pe care l-am analizat deja împreună cu partenerii sociali, în cursul săptămânii trecute, potrivit proiectului, administrației locale îi revine responsabilitatea de stabilire a drepturilor în ceea ce privește acordarea ajutoarelor de încălzire și a suplimentului pentru energie, dar și de plată în cazul ajutorului pentru lemne, cărbuni, combustibili către beneficiari. Din acest motiv am considerat necesară implicarea reprezentanților autorităților locale în îmbunătățirea proiectului și acesta a fost unul dintre obiectivele întâlnirii de azi, a notat Raluca Turcan. Al doilea subiect abordat, potrivit ministrului, a fost derularea primei etape a campaniei de vaccinare, care include personalul de îngrijire la domiciliu și din serviciile rezidențiale și medico-sociale. Este important ca autoritățile locale să poată furniza atât condiții pentru ca centrele de vaccinare să funcționeze eficient, cât și toate informațiile pentru a convinge beneficiarii să ia decizia corectă în acest context epidemiologic, aceea de a-și face vaccinul. Am primit asigurări că centrele și echipele de vaccinare sunt pregătite să gestioneze în a doua etapă imunizarea persoanelor de peste 65 de ani sau adulților cu boli cronice, indiferent de vârstă, beneficiari ai serviciilor sociale, a precizat aceasta.